Bine, v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom citi capitolul 30 și capitolul 31 din Emma de Jane Austen. Capitolul 30. Mai era nevoie de un singur lucru ca perspectiva balului să fie întru totul satisfăcătoare pentru Emma. Ar fi trebuit fixat, înainte de sfârșitul șederii lui Frank Churchill, așa cum fusese el stabilit inițial pentru că, în ciuda optimismului domnului Weston, ea nu credea că ar fi cu totul imposibil ca familia Churchill Hill să interzică nepotului să mai rămână încă o zi peste cele două săptămâni. Dar părerea generală era că așa ceva nu e posibil. Pregătirile trebuiau făcute în liniște. Nimic nu putea fi gata înainte de începutul celei de-a treia săptămâni, și câteva zile aveau să facă planuri, să spere fără certitudine, cu riscul, după părerea ei foarte mare, ca totul să fie degeaba. Cei de la Enscomp, totuși, se arătară generoși, dacă nu cu vorba, cel puțin cu fapta. Dorința lui, de asta mai mult în mod evident, nu le făcea plăcere, dar nu se opuneau. Acum totul era sigur și mergea bine, dar cum îndepărtarea unei griji face în general loc alteia, Emma, după ce scăpă de incertitudinea cu privire la bal, începu să simtă o nouă supărare. Domnul Knightley era ostentativ indiferent la tot ce se petrecea, fie pentru că el însuși nu dansa, fie pentru că planul fusese conceput fără să-i se ceară sfatul, părea hotărât să nu se intereseze de nimic nu găsea că trebuie să se agite plin de curiozitate în prezent și nici că va trebui să se distreze în viitor. La comunicările ei energice, Emma nu putu să capete ca răspuns mai mult decât Foarte bine. Dacă domnul și doamna Weston găsesc că e mai bine să se dea peste cap pentru câteva ore de distracție zgomotoasă, n-am nimic împotrivă, decât că mie nu o să-mi facă plăcere. Oh, da, va trebui să fiu acolo. N-aș putea să refuz. O să încerc să nu adorm. Atât cât îmi va sta în putință. Dar aș prefera să stau acasă, să verific socotelile lui William Larkins. Mărturisesc. Asta mi-ar face mult mai mare plăcere. Plăcerea de a-i vedea pe toți dansând. Nu, zău, nu mă uit deloc la așa ceva. Nici nu știu dacă se uită cineva. Talentul de a dansa frumos este, cred eu, ca virtutea, propria-i răsplată. Cei care stau pe margine se gândesc la cu totul altceva. Emma simți că această remarcă se referea la ea și se înfurie. Totuși, nu de dragul Janei Fairfax era atât de indiferent sau de indignat. Nu era condus de sentimentele ei când dezaproba acest bal, pentru că ei îi plăcea chiar ideea chiar foarte mult. O însuflețea, o făcea mai deschisă și din propria inițiativă zisese. Oh, Domnișoară Woodhouse, sper că nu se va întâmpla nimic, să nu se mai dea balul. Ar fi o mare dezamăgire. L-aștept cu atâta nerăbdare, aș spune chiar cu mare plăcere. Deci, nu pentru a-i face un compliment Jane Fairfax, prefera el societatea lui William Larkins. Nu, era din ce în ce mai convinsă că doamna Weston greșise în presupunerile ei. Din partea lui, exista multă simpatie, dar nu dragoste. Dar, vai, nu putu avea liniște să se certe cu domnul Knightley. Două zile pline de bucuria siguranței fură urmate de răsturnarea tuturor planurilor ei. Sosi o scrisoare de la domnul Churchill, prin care nepotul era chemat imediat înapoi. Doamna Churchill se simțea rău, mult prea rău, ca să se poată descurca fără el. Era într-o stare destul de gravă, după cum scria soțul ei, și, când îi scrisese nepotului, cu două zile în urmă, deși, din dorința ei obișnuită de a nu supăra pe alții, de a nu se gândi niciodată la ea însăși, nu pomenise de asta. Dar acum era mult prea bolnavă, nu era de glumit, și trebuia să-l invite să pornească imediat spre Enscomb. Conținutul scrisorii îi fu comunicat emei imediat, printr-un bilețel de la doamna Weston. În ce privește plecarea, era inevitabil. Trebuia să plece peste câteva ore. Deși nu era deloc îngrijorat de soarta mătușii și nu-și putea înfrânge resentimentul. Cunoștea bolile ei. Nu se iviau decât atunci când era convenabil pentru ea. Doamna Weston adăugă că nu va avea timp decât să treacă pe la Highbury după micul dejun și să își ia rămas bun de la prietenii pe care și-i făcuse acolo și că e posibil să treacă foarte curând și pe la Hartfield. Acest bilet nenorocit fu finalul pentru micul dejun al ei. După ce-l citi, nu mai avea altceva de făcut decât să se vaite și să exclame. Pierderea balului, pierderea tânărului. Și ce o fi în sufletul tânărului? Era o nenorocire. O seară atât de plăcută, toată lumea fericită și ea și partenerul ei ar fi fost cei mai fericiți. Am spus eu că așa o să fie. Era singura ei consolare. Sentimentele tatălui ei erau cu totul deosebite. El se gândea la boala doamnei Churchill și dori să știe cum se tratează. În ce privește balul, era o lovitură. Scumpa de Emma o să fie atât de dezamăgită, dar e mai sigur să stea acasă. Emma îl așteptă câtva timp pe musafirul ei, ceea ce arăta că nu era prea nerăbdător dar fața lui jalnică și lipsa totală de bună dispoziție când apăru în cele din urmă compensau această lipsă. Simțea atât de mult tristețea plecării încât nici nu putea vorbi despre ea. Amărăciunea lui era foarte evidentă. Primele câteva minute stătu pierdut pe gânduri și când își reveni zise numai. Dintre toate lucrurile îngrozitoare, cel mai rău e să-ți rămas bun, dar o să mai vii zise Emma. Nu e singura vizită la Randalls. Ah, clătinându-și capul, nu se știe deloc sigur când am să mai pot veni. O să-mi dau esteneala. Va fi primul lucru la care mă voi gândi și prima mea grijă. Și dacă mătușa și unchiul pleacă la oraș la primăvară, dar mi-e teamă, primăvara trecută nici nu s-au mișcat. Mi-e teamă că au pierdut obiceiul. Bietul nostru bal, trebuie să renunțăm. Ah, Balul ăsta, de ce am așteptat atâta? De ce n-am trăit imediat plăcerea? Toate plăcerile se strică din cauza pregătirilor. Ce prostie! Și pregătirile? Ai spus dumneata că așa o să se întâmple. Ah, domnișoară Woodhouse, de ce ai întotdeauna dreptate? Într-adevăr, îmi pare foarte rău că am avut dreptate de data asta. Aș fi preferat să ne bucurăm și să lăsăm înțelepciunea pe seama altora. Dacă mai vin? Tot vom da balul acesta. Tata contează pe asta. Și nu uita ce ai promis. Emma îl privi cu grație. Două săptămâni minunate, continuă el. Fiecare zi mai minunată și mai încântătoare ca cea dinaintea ei. Fiecare zi mă legat tot mai mult de locul ăsta. Fericiți cei care pot să rămână la Highbury. Pentru că ne lauzi atâta, și pe bună dreptate, zise Emma râzând. Voi îndrăzni să te întreb dacă n-ai avut anumite îndoieli la început. Ți-am depășit așteptările. N-ai fi întârziat să vii atâta vreme dacă știai că o să-ți placă la Highbury? El râse cu oarecare subînțeles și, deși negă, Emma simțea că ăsta e adevărul. Și trebuie să pleci chiar în dimineața asta? Da. Vine și tata încoace. Ne ducem acasă și pornesc imediat. Mi-e teamă că trebuie să sosească dintr-o clipă în alta n nici cinci minute pentru prietenele dumitale, domnișoara Fairfax și domnișoara Bates? Ce păcat! Mintea domnișoarei Bates, care e plină de forță și argumente, ar fi, ar fi putut să te încurajeze. Da, de fapt am trecut pe acolo. Când am ajuns la ușa lor, mi-am zis că ar cuveni să intru. Trebuia să o fac. Am intrat pentru trei minute, dar am fost reținut de faptul că domnișoara Bates nu era acasă, era prin sat și mi s-a părut imposibil să nu o aștept. E o femeie de care poți, de care trebuie să râzi, dar căreia nu-i poți dori răul. Era cel mai potrivit moment să-mi fac vizita și, și -o voi, se ridică și se duse la fereastră. Pe scurt, zise el, poate, domnișoară Woodhouse, cred că dumneata bănuiești ceva. Se uită la ea ca și când ar fi vrut să-i citească gândurile. Ea nu știa ce să spună. Părea că avea de spus ceva foarte serios, ceea ce ea n-ar fi dorit. Se forță, deci, să vorbească în speranța de a înlătura primejdea unei declarații și spuse calm: Ai dreptate, era foarte firesc să faci vizita, și. el tăcea. Ei se părea că o privește, reflectând probabil asupra a ceea ce spusese ea și încercând să înțeleagă sensul purtării ei. Îl auzi oftând. Era firesc să creadă care motive să ofteze. Nu avea cum să creadă că ea îl încurajase. Trecură câteva clipe de stânjeneală și apoi el se așeză din nou și pe un ton mai hotărât spuse Am simțit nevoia ca restul timpului să mi-l petrec la Hartfield. Îmi place foarte mult la Hartfield. Se opri, se ridică și părut destul de încurcat. Era mai îndrăgostit decât își închipuise Emma. Și, cine știe cum s-ar fi sfârșit dacă nu apărea tatălui. Curând, apărut și domnul Woodhouse, și el, trebuia să își vină cu totul în fire. Câteva minute, numai, și greaua încercare se sfârșise. Domnul Weston, care era totdeauna grăbit, când era vorba de afaceri și tot atât de incapabil să amâne un rău inevitabil, pe cât era de neputincios să prevadă un rău de care se putea îndoi, zise. E timpul să plecăm. Și tânărul, deși putea să ofteze și chiar oftă, nu a avut ce face. Se ridică să-și ia rămas bun. Voi avea vești despre dumneavoastră toți, zise el. E singura mea consolare. O să știu tot ce se petrece pe aici. Am rugat-o pe doamna Weston să-mi scrie, și a fost atât de bună să-mi promită. Ah! O femeie care îți scrie e o binecuvântare, când te interesează cu adevărat cei de departe. Îmi va spune totul. Datorită scrisorilor ei, mă voi simți din nou la Highbury al meu cel drag. O strângere de mână foarte prietenească, un la revedere, spus pe un ton serios, încheiară discuția, și ușa se închise în urma lui Frank Churchill. Întrevederea fusese scurtă. Iată-l plecat! Și Emei îi părea atât de rău că se despărțiseră vedea în asta o atât de mare pierdere pentru mica a lor societate, încât începu să-i fie teamă că îi pare prea rău, că îi simte lipsa prea mult. Schimbarea era tristă. Se întâlniseră aproape în fiecare zi de la venirea lui. Desigur, prezența lui la Randall crease bună dispoziție în ultimele două săptămâni. O bună dispoziție de nedescris. Gândul, speranța că îl va revedea, care reînviau în fiecare dimineață. Fuseseră două săptămâni de fericire și pierderea ei trebuia uitată în rutina zilelor obișnuite de la Hartfield. Și pentru a încununa tot restul, îi mărturisise aproape că iubește. Rămânea de văzut dacă iubirea aceasta era puternică și neabătută, dar deocamdată nu se putea îndoi că o admira profund și o prefera în mod conștient tuturor. Și această convingere, adunată cu tot restul sentimentelor, o făcu să creadă că trebuie să fi fost puțin îndrăgostită de el, în ciuda hotărârii inițiale de a nu se îndrăgosti. Cu siguranță că sunt, își zise ea, senzația asta de neastâmpăr, plictiseală, prostie, nu pot să stau locului, să mă apuc de ceva. Sentimentul ăsta că totul e cenușiu și insipid în casă. Probabil că sunt îndrăgostită. Ar trebui să fiu cea mai ciudată ființă dacă nu aș fi cel puțin câteva săptămâni. Ei bine, ceea ce pentru unii e rău, pentru alții e bun. Vor fi mulți care vor deplânge împreună cu mine pierderea balului, dacă nu și a lui Frank Churchill, dar domnul Knightley va fi fericit. Acum poate să-și petreacă seara cu scumpul său William Larkins, dacă îi place. Domnul Knightley, totuși, nu se arată prea fericit. Nu putea spune că îi pare rău pentru el însuși. Veselia lui ar fi contrazis o atare afirmație, dar spuse foarte ferm că îi pare rău pentru ceilalți care erau dezamăgiți și cu o blândețe vrednică de luat în seamă adăugă Tu, Emma, care ai atât de puține ocazii să dansezi, chiar ai ghinion. Foarte mare ghinion." Trecură câteva zile înainte de a o vedea pe Jane Fairfax și aș face o impresie despre regretul ei față de această schimbare potrivnică. Dar, când se întâlniră, calmul ei îi se păru odios. Fusese foarte bolnavă, suferise de migrenă atât de tare, încât mătușa ei putea spune cu mâna pe inimă că dacă balul ar fi avut loc, nu credea că Jane ar fi putut la parte și, din caritate, puteai să atribui indiferența ei nefirească stării de boală. Capitolul 31 Emma continua să se legene în iluzia că era fără îndoială îndrăgostită. Impresiile ei variau numai cu privire la cât de mult. La început, crezu că foarte mult, dar mai apoi găsi că numai puțin. Îi plăcea să audă vorbindu-se despre Frank Churchill și de dragul lui, simțea o și mai mare încântare să vadă pe domnul și doamna Weston. Se gândea des la el și aștepta cu nerăbdare să sosească vreo scrisoare, să știe ce mai face, în ce dispoziție se află, ce face mătușa și dacă erau șanse să se întoarcă din nou la Randall în primăvara asta. Dar, pe de altă parte, nu putea admite că ar fi nefericită, nici că, după ce trecuse prima dimineață, nu s-ar putea apuca de nimic. Era la fel de ocupată și veselă ca de obicei și, deși era un tânăr foarte plăcut, nu-l găsea fără cusur și mai mult, deși se gândea atât de tare la el, pe când desena sau lucra, făcând o mie de planuri nostrujniște despre cum o să decurgă și cum o să se încheie dragostea lor, închipuindu-și dialoguri interesante și inventând scrisori galante, toate acestea se încheiau cu declarația lui – urmată de refuzul ei hotărât. Totdeauna decidea că iubirea urma să se transforme în prietenie. Despărțirea urma să fie frumoasă și gingașă, dar, oricum, se vor despărți. Când deveni conștientă de asta, își dădu seama că nu e prea îndrăgostită, pentru că, în ciuda hotărârii ei de a nu-și părăsi niciodată tatăl, de a nu se căsători niciodată, o iubire puternică ar fi trebuit să-i producă mai multă tulburare decât simțea ea acum. Văd că nu folosesc deloc cuvântul sacrificiu, își zise ea. Niciunul din răspunsurile inteligente, refuzurile mele pline de finețe, nu e vreo aluzie la faptul că aș face un sacrificiu. Am impresia că nu mi-e foarte necesar ca să fiu fericită. Cu atât mai bine. N-am de ce să mă conving să simt mai mult decât simt. Ajunge cât sunt de îndrăgostită. Nu e nevoie de mai mult. În general, era la fel de satisfăcută de concepția ei despre sentimentele lui. El e fără îndoială foarte îndrăgostit, și când se întoarce, dacă va continua astfel, trebuie să fiu atentă să nu-l mai încurajez. N-aș avea nicio scuză dacă m-aș purta altfel, din moment ce m-am hotărât. Nu că mi-aș închipui că el a avut impresia că l-am încurajat până acum. Nu. Și dacă ar fi crezut că îi împărtășesc sentimentele, cât de puțin, n-ar fi fost atât de nenorocit. Dacă s-ar fi crezut încurajat, ar fi arătat că și ar fi vorbit cu totul altfel de despărțire. Asta în cazul că pasiunea lui continuă în același fel. Dar nu știu la ce să mă aștept. Nu mi se pare a fi exact felul de bărbat care nu mă pot baza pe statornicia lui Sentimentele lui sunt atât de fierbinți încât pot să-mi închipui că e destul de schimbător. De câte ori mă gândesc la lucrul ăsta, pe scurt, sunt mulțumită că fericirea mea nu depinde prea mult de asta. Mă voi simți mai bine după câtva timp și apoi totul se va sfârși. Pentru că se spune că oricine iubește odată în viață, și în felul ăsta scap destul de ușor. Când sosis scrisoarea lui către doamna Weston. Emma o citi rând cu rând. O citi cu atâta plăcere și admirație, încât început să dea din cap, îndoindu-se de sentimentele ei și găsind că le-a subapreciat. Era o scrisoare lungă, bine scrisă, dând amănunte despre cum călătorise și ce simțea, exprimând toată afecțiunea, recunoștința și respectul cuvenit în mod firesc și descriind tot ce ar fi putut să Pară atrăgător, cu mult spirit și precizie. Acum, nu mai abundau în floriturile îndoielnice, exprimând scuze sau îngrijorare, ci era limpede că exprima sentimente adevărate față de doamna Weston. Și trecerea de la Highbury la Enscombe, contrastul între aceste două locuri în privința vieții sociale era pomenit exact atât cât trebuie. Ca să dea măsura sentimentelor lui, lăsând să se întrevadă că ar exista mult mai multe ce nu pot fi spuse din bună cuvință, nu lipsea nici farmecul numelui ei. Domnișoara Woodhouse apărea nu numai odată și totdeauna legat de ceva plăcut, fie un compliment pentru gustul ei, fie amintirea ceva ce i-a zise. În ultima frază în care era menționat, Emma, a avut prilejul să constate că tânărul dădea dovadă de simplitate. Nu mai recurgea la înflorituri galante, și acesta era în mod sigur efectul influenței ei, cel mai mare compliment pe care îl putea face. Înghesuite pe ultimul colțișor de hârtie, erau următoarele cuvinte: Marți n-am găsit niciun minut liber ca să-mi iau rămas bun de la frumoasa și micusa prietena domnișoarei Woodhouse vă rog să-i transmiteți scuzele și complimentele mele. Acestea, Emma, nu avea nicio îndoială, erau de fapt numai pentru ea. Harriet era amintită numai ca prietena ei. Informațiile despre Anne's Comp, ca și perspectivele pe care le avea, nu erau nici mai bune, nici mai rele decât se așteptaseră. Doamna Churchill mergea spre vindecare și el nu îndrăznea încă să fixeze o dată la care s-ar putea întoarce la Randalls, nici măcar în propria lui imaginație. Deși scrisoarea era satisfăcătoare și stimulatoare prin conținutul ei concret, prin sentimentele exprimate, își dădu seama, după ce o împături și o înapoie doamnei Weston, că nu adăugase niciun fel de flacără de durată, că putea trăi foarte bine fără autorul ei și că el, învață probabil să poată trăi fără ea. Intențiile ei rămâneau neschimbate. Hotărârea ei de a-l refuza deveni și mai atrăgătoare pentru că îi se adăugă un plan de a-l consola și a-l face fericit. Felul în care își amintise de Harriet și cuvintele care spuneau asta frumoasa și micuța prietenă. Îi dăduseră ideea că Harriet ar putea să-i urmeze ei în simpatia lui. Era imposibil, nu. Harriet, fără îndoială, era mult inferioară ca inteligență, dar fusese foarte impresionat de drăgălășenia feței ei și simplitatea caldă a purtării ei și, după toate probabilitățile, împrejurările și înrudirea erau în favoarea ei. Pentru Harriet va fi avantajos și, într-adevăr, minunat. Nu trebuie să dau prea multă atenție, își zise ea, nu, nu trebuie să mă gândesc prea mult la asta. Cunosc primejdia de a te lăsa în voia unor asemenea gânduri. Dar s-au întâmplat și lucruri mai ciudate și când vom înceta să mai ținem unul la altul, ca acum, acesta va fi mijlocul prin care se va realiza o prietenie dezinteresată pe care o aștept deja cu nerăbdare și plăcere. Era bine să-i rezerve și herietei o mângâiere, deși ar fi fost mai înțelept să nu-și lase imaginația fără frâu, pentru că de aici se puteau trage multe rele. Așa cum sosirea lui Frank Churchill urmase logodnei domnului Elton în conversațiile din Highbury, așa cum atrăsese tot interesul și făcuse acest subiect să fie neglijat, acum, odată cu dispariția lui Frank Churchill, domnul Elton deveni în toate privințele, irezistibil se anunță ziua căsătoriei. În curând va fi din nou printre ei domnul Elton și Miriasa lui. De-abia avură timp să dezbată prima scrisoare de la Enscombe că domnul Elton și Miriasa lui erau pe buzele tuturor, iar Frank Churchill, uitat cu totul. Emma o apuca greața numai la auzul numelui. Petrecuse trei săptămâni fericite, cât fusese scutită de domnul Elton și dispoziția Herietei, după cum îi plăcea să spere, se mai îmbunătățise. Cel puțin, când se anunțase balul domnului Weston, devenise insensibilă la orice altceva, dar acum era mult prea evident că nu ajunsese la starea aceea de calm care ar fi putut să înfrunte sosirea celor doi, trăsură aceea cu clopoței și toate cele. Beata Harriet era într-o stare de agitație care cerea din partea ei, mei Efortul imens de argumenta a o calma și a oferit toată atenția ei. Emma simțea că nu putea face prea multă pentru ea, că Harriet avea dreptul la toată ingeniozitatea și răbdarea ei, dar era o muncă foarte grea să cauți să convingi pe cineva, fără niciun efect, să fii mereu aprobată, fără însă a o face să aibă aceeași părere cu tine. Harriet asculta, supusă, și zicea că e foarte adevărat. Exact așa cum spune domnișoara Woodhouse. N-avea rost să se gândească la el și nu se va mai gândi. Dar schimbarea subiectului nu slujea la nimic, și, în următoarea jumătate de oră, era la fel de neliniștită și dornică să vorbească despre familia Elton ca și înainte. În cele din urmă, Emma o atacă pe alt teren. Faptul că te complaci în a fi atât de preocupată și de nefericită din cauza domnului Elton și a căsătoriei lui, Harriet, e cel mai mare reproș pe care mi l-ai putea face. Nimic nu m-ar putea pedepsi mai mult pentru greșeala în care am căzut. N-am uitat că e numai vina mea, te asigur. M-am înșelat pe mine și, în mod nesocotit și pe tine, și asta va fi totdeauna pentru mine o amintire dureroasă. Să nu-ți închipui că sunt în primejdea de a uita. Harriet, Fu prea atinsă de asta pentru a putea articula mai mult decât câteva cuvinte exclamative. Emma continua: N-am spus, străduiește-te, Harriet, de dragul meu. Nu te mai gândi și nu mai vorbi de domnul Elton, de dragul meu, fiindcă eu vreau asta mai ales de dragul tău, de dragul a ceea ce e mai important decât liniștea mea, obișnuința de a te stăpâni, de a-ți cunoaște datoria. O strădanie de a evita suspiciunile celorlalți, pentru a-ți salva sănătatea proprie și stima oamenilor, și a-ți recăpăta liniștea. Acestea sunt motivele pentru care am insistat. Sunt foarte importante și îmi pare rău că nu-ți-ai dat seama de asta și nu te porți ca atare. Liniștea mea contează foarte puțin. Vreau să te salvez de dureri mai mari. Câteodată, poate am simțit că Harriet nu va uita ce se cuvine sau, mai degrabă, ce ar fi drăguț din partea ei să facă pentru mine. Acest apel la dragostea ei fu mai puternic decât toate argumentele. Ideea că nu arătase destulă recunoștință și respect pentru domnișoara Woodhouse, pe care o iubea într-adevăr foarte mult, o făcu să se simtă nenorocită pentru câtva vreme și când violența durerii se potoli, rămase din ea destul ca să facă să se poarte cum trebuie și să o sprijine. Dumneavoastră, care a fost cea mai bună prietenă din viața mea, să fiu eu lipsită de recunoștință, nimeni nu e ca dumneavoastră, nu-mi pasă de nimeni, decât de dumneavoastră. Oh, domnișoară Woodhouse, ce ne recunoscătoare am fost!" Asemenea cuvinte, însoțite de gesturile corespunzătoare, o făcură pe Emma să simtă că nu iubise niciodată mai mult pe Harriet, și nu-i prețuise niciodată mai mult iubirea. Niciun farmec nu e mai mare decât delicatețea sufletească, își zise ea mai târziu. Nimeni nu se poate compara cu ea. Căldura și delicatețea sufletească, împreună cu o purtare deschisă și afectuoasă, câștigă față de limpezimea minții când e vorba ca o persoană să fie atrăgătoare. Sunt sigură de asta. Delicatețea sufletească face ca tata să fie iubit de toată lumea și Isabela are atât de mult succes. Eu nu posed așa ceva, dar știu să prețuiesc și să respect. Harriet îmi e superioară prin farmecul și fericirea pe care le răspândește în jur. Dragă Harriet, nu te-aș schimba nici pentru cea mai deșteaptă, prevăzătoare și înțeleaptă femeie din lume. Ah, rociala Janei Fairfax. Harriet face cât o sută ca și ea, ca soție, ca soția unui om deștept, este neprețuită. Nu voi spune niciun nume, dar fericit va fi acela care o va schimba pe Emma pentru Harriet.